serviciu de porțelan de bună calitate trebuie să existe în orice casă, fie că el a fost primit în dar sau a fost achiziționat. Dar porțelanul poate fi de multe feluri. El conține cenușă din oase de bovină, ceea ce îl face mai rezistent, dar și mai scump. Poate fi decorat cu aur de 24 de carate, ori cu cristale și strasuri aplicate, asemenea unei bijuterii. Astăzi aflăm dacă aceste podoabe rezistă la proba mașinii de spălat, dar și cum putem să deosebim un porțelan de lux de unul obișnuit. Mai descoperim câte piese conține un serviciu de bună calitate și când este indicat să cumpărăm un set în plus pentru musafirii neașteptați. Când vorbim despre o vestelă de calitate, ea este esențială în orice încăpere. Poate că este nevoie de un set de farfurii din porțelan când avem oaspeți, când așteptăm pe cineva important la masă. Doamna Violeta Nistor este alături de noi, este managerul showroom-ului de veselă de porțelan și ne va spune câteva cuvinte despre ceea ce se caută în aceste zile în materie de veselă. În showroom-ul nostru se vinde o mare colecție de servicii din porțelan, porțelan englezesc și porțelan simplu. În fața noastră avem farfurii din colecția care le propunem clienților. Astea rotunde sunt de 125 de piese și aceste pătrate sunt de 87 de piese. Când vorbim de seturi de 10 de piese, sună absolut impresionant, dar dacă ne gândim așa mai practic, asta înseamnă 8 persoane, 12, 16 persoane? Aceasta înseamnă toate serviciile la noi sunt de 12 persoane, conțin orice pentru servitul unei mese regale, unei mese frumoase, la un nivel foarte înalt, din porțelan, cu toate piesele care ar fi necesare pentru servitul unei mese. Vreau să vă mai întreb, în zilele noastre, mai cumpără clujenii, mai cumpără românii vesele de porțelan? De multe ori ne orientăm poate spre vesela mai modestă, dar mai ieftină, de ceramică. Când e momentul să investim totuși în ceva de calitate? Da, atunci când avem o casă, când avem o masă pe potrivă din lemn natural, când avem o sufragerie mare, când avem niște oaspeți dragi, atunci avem și o tendință așa ca să o servim cât mai frumos și cât mai luxos. De multe ori se cumpără cadouri pentru nunți, cadouri pentru intrare în casă nouă, dar în special, adică fiecare poate să-și facă și un cadou pentru propria persoană. Da, pentru propria persoană, pentru că niciodată un porțelan nu este în plus în casă și fiecare cred că își dorește un serviciu cu toate piesele incluse. Observ că aveți seturi mari, seturi de 12 persoane. De ce v-ați orientat înspre aceste tipuri de servicii și nu spre cele de 6, de exemplu, care sunt mult mai uzuale sau le găsim mai ușor în magazine? Seturile de 12 persoane, deci includ foarte multe piese, dar și cumva ne eliberează de necesitatea de a căuta în ultimul moment ceva pentru a șaptea persoană, pentru că dacă avem deja 7 persoane la masă, deja avem o problemă. Avem o problemă și avem necesitatea de un set de 12 persoane. Seturi de 6 persoane se vând și în toate, și în mall-uri, și în, deci mai des le găsim. Dacă cumpărăm, de exemplu, un set mai mic de 6-8 persoane, în acel moment, așa cum spuneați, a 7-a persoană deja este în plus, nu avem ce să mai facem cu ea, nu mai avem farfuriile potrivite și de regulă ar trebui atunci să cumpărăm 2 seturi mai mici. În momentul în care cumpărăm un serviciu de masă pentru mai multe persoane, am rezolvat problema. Așa este. Mai mult de, nu știu, 12-13 oaspeți e mai greu sau mai rar. Oricum ajungem la idee că avem nevoie de un set de 12 persoane. În momentul în care vorbim despre piese, despre piesele care sunt într-un serviciu de veselă, ce conțin ele, nu știu, ce conțin serviciile în afară de clasicele farfurii? Ce mai putem găsi aici? Supiere, sosiere, ceainice? Cum am mai spus, găsim orice pentru servitul unei mese. Deci avem
bowl-uri mici, salatiere, bowl-uri mari, farfurie de supă, 4 feluri de farfurii de servit. Avem farfurii de desert. De desert, avem farfurie de aperitiv. Avem farfuria întinsă, farfurie de supă. Și cele pentru felul principal. Și pentru felul principal avem 3 platouri mari, ceainic, letieră, 4 solnițe, supieră, sosieră cu suport. Deci orice ar fi necesar pentru masă. A prezenta niște bucate la nivel. Și observ foarte multă atenție la detalii, pentru că aveți 4 solnițe, deci nu este nevoie să ne întindem peste o masă de 10 persoane să cerem solnița vecinului din capătul celălalt. Așa este, așa vin ele în set și așa le prezentăm și noi. În fața noastră avem foarte, foarte multe modele de farfurii, așadar foarte multe tipuri de servicii diferite. Foarte multe sunt cu auriu și argintiu. De ce? Este o veselă, deci, mai luxoasă decât vesela obișnuită și bordura merită să fie înfrumusețată sau cu aur sau cu argint. Este un aur autentic de 24 de carați. Deci chiar vorbim de aur de 24 de carate. Da, da. Și are și o bordură, multe din ele au și o bordură vopsită cu alb, care la prima vedere nu ți atrage atenția, dar este o bordură care este foarte fină și este foarte și dau farfuriei o eleganță, o notă de lux, cumva. Lux, da, uitați-vă și aici avem ceva pe gri. Acestea sunt serviciile care sunt preferate de clujeni. Da, acesta este în topul vânzărilor. Pare o farfurie simplă la prima vedere, fără multă modelă. Pare simplă, dar este o farfurie din porțelan englezesc. Este un porțelan foarte subțire, translucid și este foarte ușoară ca greutate. Da, este foarte ușoară, într-adevăr. Da. Deci așa când o expunem la lumină, așa se verifică, adică se... Ne uităm prin ea, dacă e translucidă, vom face testul. Este un porțelan foarte, cum ziceam, ușor. Și rețeta porțelanului englezesc totuși rămâne a fi o mare taină. E un mare secret al fiecărui producător. Au început a produce englezii cam cu 200 de ani în urmă. Conține și cenușă de os, de aia sunt foarte subțiri. Să știți că nu sunt foarte fragile, deci nu se ciobesc ca porțelanul obișnuit și de aia sunt mult mai prețioase, pentru că și sunt ca și ingrediente ale din care se face se face porțelanul, sunt niște ingrediente destul de scumpe. Se face din cenușă de os, și adică oasele de bovine, bine, nu sunt la nesfârșit. E o materie primă care la un moment dat se termină și de aceea este puțin mai scumpă. Chiar am văzut în spatele nostru un set, este acesta. L-ați și branduit aici ca set din cenușă de oase. Este mai rezistent decât porțelanul obișnuit? Este altceva decât porțelanul obișnuit? Da, este, cum ziceam, este un porțelan cu cenușă de os, cam 50% este cenușă din os. E foarte mult, da. E foarte mult. Legenda spune că un englez, deci i-a murit tatăl și fiul rămăsese și nu știa cum să le... care ar fi proporția ingredientelor. Și atunci, așa, neavând ce face, a mai adăugat și niște cenușă de os. Și s-a primit un porțelan foarte subțire, mult mai plastic, dar care necesită foarte mult lucru manual. De aia este și mai scump, pentru că și toate tortițele și năsucurile la ceainic, la letieră, se fac manual.
Deci necesită munca manuală, nu este robotizat, nu poate fi robotizat. Deci nu există matrițe care să facă asemenea piese. Există matrițe. Matrițe poate că și există, dar oricum ea se lipește și se prelucrează de către oameni. De către oameni, fiecare detaliu separat. De aia este și mai scump. Se zice că chinezii cu mii de ani în urmă au descoperit rețeta aceasta. Acum în Europa a venit rece, să zic, nu foarte de mult, dar are, până în prezent, are o greutate, o pondere în calitatea și în volumul vânzărilor porțelanului englezesc. Se știe că dintotdeauna un set de porțelanuri a fost cadoul potrivit pentru o nuntă, un botez. Vin clienții la dumneavoastră și să vă spună explicit, uite, dorim un cadou, mergem la o nuntă, nu știm ce să oferim și ne-am gândit la așa ceva. Vin concret să vă ceară asta? Da, vin și da, e clar că porțelanul este regele cadourilor și până în prezent, un cadou pentru 12 persoane din 125 de piese este un cadou extraordinar care și l-ar dori fiecare mireasă, să zic, sau cuplu de mire și de mireasă, sau, nu știu, la o zi de naștere, o aniversare foarte frumoasă. Este un cadou foarte bun și cutiile sunt pe potriva porțelanului, sunt foarte frumoase, sunt aspectoase. Toate piesele au cutiuțele lor, deci în cutiile mari au cutiile, sunt foarte bine ambalate. Cât am deschis până în prezent cutii cu porțelan, n-am găsit niciuna stricată sau ciobită. Și este un mare plus, îi dă un plus valoare porțelanului, că este și foarte calitativ și este cu mult drag făcut și este din ingrediente care se aduc de peste mări și țări. Să știți că porțelanul nostru se produce în Emirate, în Dubai. A, este chiar foarte de departe adus. Este foarte de departe, da, este un porțelan englezesc. Doi englezi și-au deschis o manufactură în Dubai. Ingredientele, fiind o țară fără taxe, probabil că din considerentele astea le-au... Da, trebuie să luăm în considerare și aspectul financiar. Observ aici pe masă atât farfurii cu broderie de aur rotundă, cât și pătrate. Văd că aspectul acesta modern s-a orientat și înspre serviciile de masă clasice, adică aveți și farfurii pătrate. Spuneți-ne, în ce măsură se caută și cele pătrate, așa cum le vedem aici, sau, nu știu, suntem conservatori în gusturi când vine vorba de un serviciu de porțelan și dorim clasicele farfurii rotunde? Da, farfurile rotunde sunt mai căutate și mai cumpărate, dar nu putem să ne lipsim și de careva servicii cu farfurii pătrate. Sunt niște farfurii la fel foarte frumoase. Vedeți că și colțurile sunt puțin ridicate, adică nu sunt chiar pătrate, dar sunt așa, au niște forme un pic curbate. Atât ca formă, cât și model. Da, producerea lor necesită foarte multă atenție și foarte multă dibăcie, pentru că pe rotund e mai simplu să faci farfurie și atunci când o faci pe pătrat trebuie să fie foarte bine gândită, lucrată până la urmă, de la nivel de șablon. Da, simetrizată foarte bine. Dacă tot am pomenit de aspectul financiar, nu știu, un set obișnuit la dumneavoastră, poate nici cel mai scump, nici cel mai ieftin, un set mediu, la ce preț s-ar ridica? Aproximativ sau în ce interval de prețuri ne putem gândi că ne permitem să facem un cadou sau putem să ne cumpărăm pentru noi? Da, deci aceste servicii, în special serviciile cu farfurii pătrate, sunt niște servicii mai scumpe, ajung până la 3400 de lei. Ne au 87 de piese, la fel servesc o masă cu toate incluse. Serviciile pe farfurii rotunde, și aici pe masă avem un serviciu foarte frumos. Din aceeași cenușă de oasă. Cenușă de oase, vedeți, este puțin cremiu, da, culoarea. Și acest serviciu, la fel, este foarte cumpărat de clujeni.
în special griul acesta este este o culoare care este în vogă și se caută. Aici vă vorbeam de un serviciu care este un puțin mai ieftin. Aceste servicii ar fi 1900 de lei, acum avem și reduceri. Este un serviciu, dacă vă uitați foarte atent, este din seria Luca Perla. Observă tonuri de roz și alb. Dintr-un unghi de vedere vedem bordura verde și dacă ne uităm din alt punct de vedere o vedem roz. Deci este exact ca o scoică, ca sideful dintr-o scoică. În funcție de cum înclini, farfuria își schimbă nuanța. Acest serviciu este din porțelan obișnuit, nu conține cenușă de os, este la preț de 1900 de lei, are și 12 cănițe de cafea, deci în special câteva servicii au și ceai și cafea. Vreau să vă întreb asta, dacă de regulă un serviciu de masă considerăm de la sine, înțeles că cuprinde și serviciu de cafea sau de ceai sau nu? Trebuie să fim atenți să vedem. Da, toate serviciile conțin și ceai și ceai și nu toate conțin și cafea. Ăsta este unul din ele care conțin și cafea. Aici. Cafea este opțională. Bine, nu sunt niște cești foarte mari, s-ar putea servi și cafeaua din ceștele care le propunem, dar câteva au și cănițe foarte mici pentru cafea. Aici avem un set tot cu bordură, așa, lăptie, vedeți? E pe argintiu și puțin în relief, o textură albă. Da, este o danteluță din vopsea. Văd că în spatele nostru avem un alt tip de servicii cu motive florale, ceea ce vedem aici, în dreptul ochilor noștri sau aici chiar în spatele meu. E cu totul altceva decât motivul geometric pe care l-am văzut până acum. Da, sunt niște servicii pentru ceai sau pentru cafea de 6 persoane. Sunt la fel de ușoare ca și ceștele din serviciile de 12 persoane. Și adevărate operă de artă. Da, au niște trandafiri lucrați manual. Iar toarta e... Da. Foarte elegantă. Și pare... Toarta mi seamănă cu o ramură de trandafiră, cu spinii, cu frunzele. Se respectă stilul trandafirilor aici. Avem și trandafiri și... Foarte atent lucrată și frumos, cu multă atenție la detalii și migală. În ce măsură se caută vesela cu motive florale sau vegetale, pe lângă vesela cu motive geometrice sau abstracte, hai să spunem așa? Ce se caută mai mult, ce se cere mai mult? Depinde și de zonă. În Moldova se caută mai mult niște medalioane, flori. Aici în Ardeal mai mult se vând serviciile cu decor de ăsta pătrățos, mai mult cu o bandă, da, o dungă fină sau poate motive geometrice. Da, și cât mai degajat, să zic așa, de desene. Deci să nu fie foarte încărcată, nu? Foarte încărcat, ceva foarte rafinat, foarte și cât mai simplu. Când vorbiți de Moldova, spuneți de fapt de Republica Moldova, la asta vă referiți? În România, pentru că vindem și în Moldova din România și există o diferență între solicitările clujenilor și solicitările moldovenilor. În ceea ce privește motivele și modelele, am înțeles care ar fi diferența, iar în ceea ce privește culorile, ceea ce vedem în spatele nostru sunt servicii de masă cu multe culori, iar ceea ce vedem inclusiv aici rămâne pe gama aceea de auriu, argintiu, medalioane. Poate la asta vă referați când spuneați acele medalioane care se caută? Da, și ăsta este un medalion. Deci ăsta are și niște pietre. Sunt strasuri? Da. Și sunt la fel foarte, foarte subțiri. Sunt strasuri ca cele pe care le găsim pe bijuterii? Da, sunt din cristale. Și deci au niște
niște petricele care sunt făcute cu plumb, cu, deci, rețeta cristalelor. Deci, așadar, avem veselă de porțelan cu cristale aplicate. Cât de greu este să întreții o asemenea veselă? Este complicat să o speli? E voie să o pui în mașina de spălat vase? Este voie să o pui în mașina de spălat vase. Toate vesela se recomandă să fie spălată și în mașina de spălat vase, doar că nu la temperaturi foarte înalte, cam 35-40 de grade, nu mai mult, pentru că decorul nu prea iubește temperaturi înalte. Da, mă gândesc că poate să apară riscul să se desprindă pietrele sau poate chiar decorul auriu-argintiu să se degradeze puțin. Cred că decorul auriu-argintiu poate fi modificat de temperaturi, pietrele nu cad, sunt lipite foarte bine. În partea stânga noastră observăm un alt tip de serviciu de masă. Este un serviciu cu motive florale, un serviciu, cred, care are toate piesele așezate pe masă. Putem să-l vedem în toată splendoarea lui, ce înseamnă cele 100 și ceva de piese. Așa este, este un serviciu. Aici putem vedea tot ce include un serviciu de 125 de piese, deci farfurie întinsă, farfurie de aperitiv, farfurie de supă. Există un bol, o salatieră? Bol mic, bol mare, 12 farfurii de desert, 12 cești cu farfurioară, 12 lingurițe, supieră, 3 platouri, salatieră, sosieră. În momentul în care, nu știu, aveți solicitări de piese în plus, dar ar dori 20, există posibilitatea să își construiască un set personalizat sau nu? Aceste seturi vin standard? Avem câteva servicii din care putem propune completări, poate, dacă... Completări adiționale. Majoritatea se vând în cutiile și în numărul lor de care sunt incluse în serviciu. Da, mă gândeam pentru acele evenimente când, așa cum spuneați, aveți la masă 12 invitați și apar pe neașteptate încă 3. Poate că mai ai nevoie de încă 5 farfurii de toate tipurile acolo puse de rezervă, dar n-ai vrea să-ți cumpere încă un set de 12 persoane și atunci poți să cumperi doar încă 5 farfurii. Poți să cumperi un set și jumătate, da, din al doilea set, deci nu cumperi 12, ci cumperi doar jumătate, de ce ai nevoie. Cineva mi-a spus că am foarte mulți prieteni, am nevoie de 2 seturi, deci oricum fiecare știe numărul de persoane. Indiferent că e vorba de o familie numeroasă sau de o casă deschisă cu mulți prieteni care îi calcă pragul. Așa este. Spune-ți-ne care este cel mai vândut set de veselă din magazin, din rețeaua de magazine pe care o dețineți, atât pe Cluj cât și în toate magazinele. Deci, tocmai ne-am apropiat de cel mai vândut set. Este un set la fel cu farfurii rotunde. Vedeți și bordura aici, este o danteluță foarte fină, vopsită. Da, se observă o bandă în relief pe al... Da, și astfel de serviciu am avut și pe argint. Acum avem pe aur. Și se vinde cel mai bine pentru că se potrivește cu orice stil, se potrivește cu orice interior, se potrivește cu orice față de masă și cred că este unul pe, să zic, îndrăgit de gospodine pentru că... E foarte pretabil, foarte ușor de asortat cu orice, indiferent că ai o casă încărcată, o față de masă mai complicată la model. Da, e frumos și ușor de asortat. Spuneți-ne, auriu sau argintiu? Ce se cumpără mai mult? Argintiu mai mult. Argintiu. Deci avem un set, da, argintiu. Da. Aici avem altceva. Este puțin altceva, este o formă așa mai pătrățoasă și la fel are o bordură, un desen foarte, foarte...
Da, fin pe lateral. Fin pe bordură. Asta este un leitmotiv pe care văd că îl regăsim pe majoritatea serviciilor pe care le aveți. Această bandă lucrată foarte în detaliu pe marginea farfuriei, pe alb, aproape că nu iese în evidență cu nimic decât la o privire atentă. Așa este. Deci asta și le deosebește porțelanul mai luxos de porțelanul simplu. Finețea și rafinamentul ăsta al bordurilor. Asta este una din componentele principale ale porțelanului de lux. În momentul în care vine o familie și dorește să cumpere un set, care totuși costă puțin mai mult decât un simplu set de ceramică sau dintr-un material mai banal, dar dorește și un porțelan mai rezistent. Există diferențe de duritate între porțelanurile pe care le aveți aici? Aveți seturi care se pretează pentru familii cu copii care sunt puțin mai neglijenți? Sau, în general, dacă cumperi un set, trebuie să fii atent? Porțelanul rămâne a fi porțelan. Este fragil oricum, dar specialiștii spun că porțelanul cu cenușă de os este mai rezistent și, după cum vă spuneam, nu am avut cazuri să fie ceva ciobit sau stricat. Acesta este un porțelan obișnuit, îl vedeți și la culoare, este puțin altfel, dar la fel, este foarte subțire și nu pot face eu diferența care este mai fragil și care este mai puțin fragil, pentru că trebuie să le strici, să vezi în momentul când le-ai stricat cum este. Trebuie să treacă testul trântitului pe jos până la urmă. Dar fabrica cu care lucrăm le ambalează foarte bine și odată ce nu am avut careva plângeri sau... Da, este de o calitate bună. Ce garanție oferiți pentru porțelanurile pe care le vindeți? Garanția o oferim, care ne permite și legea, 24 de luni, dar este foarte clar că depinde și cum se spală, depinde și cum se comportă gospodina cu ele și dacă nu jonglezi cu ele și dacă le speli foarte atent, evident că le ai mulți ani. Întâlnesc gospodine care îmi spun că au niște servicii de la bunici, de la mame, de la... Deci cumva moștenită. Dar evident că porțelanul necesită o atenție sporită. Și văzând toate minunățile pe care le avem în fața noastră, chiar putem spune că este vorba de porțelanuri pe care să le lași la rândul tău moștenire generațiilor care vin. Așa este, în cazul când foarte atent le utilizăm, le spălăm, le stocăm de la caz la caz, atunci nu este probabilitatea mare ca să le stricăm și atunci ar putea rămâne și pentru moștenitori. Am vrut să vă mai întreb, observând atât farfurii rotunde cât și pătrate, modele mai minimaliste sau mai încărcate, de regulă ce clienții vă calcă pragul când doresc să cumpere un set de porțelanuri? Foarte tineri, la vârsta a doua, la vârsta a treia? Nu cred că aș putea face o diferențiere cine le cumpără, pentru că dacă sunt și foarte tineri și au crescut într-o familie cu care au avut pe masă niște porțelan foarte deosebit, ei își vor căuta în continuare să-și cumpere ceva foarte deosebit, chiar și pentru folosire zilnică. Atunci când gospodinele au o casă, cum am mai zis, atunci când au o masă mare, o sufragerie mare, evident că nu pot să se lipsească de un serviciu foarte, poate nu foarte luxos, dar un serviciu care să conțină multe piese și să le... Și unul pentru ocazii speciale, pentru o aniversare, o zi de naștere, niște oaspeți veniți de sărbători, de Crăciun. Da, pentru acele momente e nevoie să ai în casă un set mai special. Da, desigur. Acesta este un serviciu pentru 12 persoane, de 87 de piese. Este un serviciu puternic, decorat cu aur. E același aur de 24 de carate. Așa, aur, da. E un serviciu, pare un serviciu regal.
este un serviciu regal, conține aceleași piese, atât că este foarte bogat în decor și este puțin mai scump decât restul serviciilor. La fel este foarte subțire, este, deci componentele, ingredientele pastei din care se fac, cred că sunt aceleași, dar depinde și de bordură. Iar piesele care le conține acest serviciu rămân aceleași, așa-i? Piesele rămân aceleași, 87 de piese, deci câte 12, pentru 12 persoane. Și seturi? Cafea, tot ce ține de servitul unei mese. Cât de vândut este genul acesta de serviciu? A spus că este puțin mai scump. Este mai puțin vândut. Este mai puțin vândut, dat fiind faptul că v-am mai zis, clujenilor le place ceva mai descărcat, așa, nu foarte încărcat, pentru că așa... Astea sunt gusturile regiunii și momentului. Gusturile momentului mai mult sunt, pentru că atunci când și în casă nu merg pe sticlă, merg pe puține decoruri. Într-adevăr, pe o masă din inox și sticlă ar arăta mai ciudat, poate. Da, anume asta, da. Deci aici se privește foarte bine, setul acesta se privește foarte bine pe o masă din lemn, pe o masă mare, din lemn masiv, și deci se respectă o continuitate. Da, a stilului de la veselă, la mobilier și la practic tot ce ne înconjoară până la urmă. Am văzut seturi cu mult aur, cu mult argint, dar acum ne orientăm și spre nuanțele pastel și vedem chiar o combinație foarte reușită. Ne puteți spune câteva cuvinte despre acest set? Se vinde foarte bine? Este căutat? Nu aș spune că este foarte căutat, dar este un serviciu care necesită niște culori în casă care să corespundă cu culorile acestor farfurii. Spre exemplu, noi avem un set de scaune cu masă care se potrivesc foarte bine cu acest set și la o casă nouă, o gospodină și-a cumpărat așa set cu așa scaune. Deci, așadar, se cumpără întâi un set spectaculos de porțelan și iei la pachet masa și scaunele sortate ca să cadreze totul foarte bine. Așa ceva. Deci, doamna a venit și a zis, dați-mi masa cu scaunele și cu setul exact cum îl văd la dumneavoastră, așa vreau să-l văd la mine în casă. Adevărul este că... Dacă vorbim strict de acest set pe un bleu turcoaz, bleu vernil cu auriu, e nevoie de, nu știu, de o masă deschisă la culoare ca să fie potențat cu culoarea să iasă în evidență mai bine decât pe o nuanță a lemnului. Da, pe o masă maro nu cred că s-ar potrivi atât de bine ca pe o masă albă. Aici este o gamă de culori exactă și se potrivește foarte bine. Am avut alături de noi pe doamna Violeta Nistor. Ne-a explicat ce tipuri de servicii de porțelan putem să cumpărăm, câte piese conțin acestea, ce piese sunt incluse într-un serviciu de porțelan, cum putem să combinăm un set și jumătate pentru a fi suficientă pentru numărul nostru de prieteni de acasă. Îi mulțumim și ne revedem la următoarea ediție a Trusa Casei.